Procurorul General al României, Augustin Lazăr, a dezvăluit astăzi că mai multe documente care prezintă probe în ancheta meetingului diasporei din 10 august sunt clasificate. Procurorul a cerut declasificarea acestora pentru a urgenta finalizarea dosarului. Este un dosar pe rolul secției parchetelor militare care are un specific. Majoritatea documentelor sunt clasificate și faptul de a consulta niște documente clasificate atrage o anumită dificultate în evaluarea lor. Este evident că acele documente clasificate care prezintă probe în procesul penal trebuie declasificate, a declarat procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii militari de la parchetul general au înregistrat până acum 770 de plângeri depuse împotriva jandarmilor care au intervenit la protestul din 10 august. Pe de altă parte, procurorii efectuează cercetări după ce 62 de jandarmi au spus că au fost agresați la mitingul diasporei. În ședința Comitetului Executiv al PSD de sâmbătă de la Neptun, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a cerut demisia ministrului de interne, Carmen Dan, pe care o acuză că a pasat responsabilitatea intervenției jandarmilor din 10 august asupra prefectului Capitalei. Solicitarea Gabrielei Firea a fost supusă la vot în Comitetul Executiv al PSD și a fost respinsă.